Da, este o. A fost, de fapt, o veste îngrozitoare. La orice te aștepți, într-o dimineață, dai drumul la televizor și auzi astfel de veste, vine să o iei la În clipa în care dispare dintre noi, de lângă noi, un coleg, un artist, și când spun artist, și mă refer la Victor, într-adevăr, Victor a fost un artist pentru că a avut har, pentru că a lăsat niște, ne lasă acum niște cântece deosebit de frumoase. Iar puterea glasului lui, felul în care umplea scena prin prezența sa, o să fie lucruri de care ne vom aminti cu drag și le vom duce lipsa. În clipa în care moare un artist, e foarte trist. Și e trist pentru că rămâne în urmă o rană, o gaură care greu mai poate fi astupată. Iar anii trec, iar astfel de răni devin din ce în ce mai dese și Victor ne-a lăsat o rană astăzi. Nu știu de ce a făcut-o, habar n-am. A treia zi de Oricum, Crăciun a fost momentul în care am aflat da, noi această veste. Uneori asta lucrurile înseamnă că astea nu sunt Dumnezeu întâmplătoare. iubește. Exact la asta mă gândeam și eu, Nicu. Dumnezeu iubește. Și așa cum l-a iubit Dumnezeu, îl iubim și noi și l-am iubit și noi și toți cei care i-au iubit muzica și au venit la spectacolele sale. În momente de astea îți vine așa ai un sentiment de revoltă și spui, mă, firar să fie, omul ăsta chiar ar mai fi putut să facă foarte multe lucruri, unele mai bune ca altele. Asta e, nu știu ce să zic. Dumnezeu să-l odihnească, condoleanțe familiei și prietenilor și tuturor celor din iubitori ai muzicii folk. Dumnezeu o să fie cu el acolo și o să aibă grijă de el, pentru că așa cum l-a ținut puternic în viață aici pe pământ, alături de noi, sunt Undeva convins că unde o să aibă liniște. grijă de el și acolo în cer. Aici, Dumnezeu da? să-l primească. Da.